Șacalilor, ce faceți? Cei 7 ani de masă. Ia să vedem. Începe frumos în bucătăria familiei Lupu. Familia Lupu are un oaspete pe cinste la micul dejun. Ia să vedem. Chiar iubita lui. Să vedem ce părere are. Asta e gagică sa? Meniul propus de specialiștii noștri. Hai că nu e atât de greu. Very my man. Ce dietă. Început și un pic greu, știm. Da. Bine rău, Aline, sau cum îl cheamă? Dragoș, Felix, Andrei. Și cu mesele și cu... Da. Că tot veni vorba de petrecut împreună. Vreau să te întreb de ce ai început să fii distantă față de mine. Bă, îl bufnești. Să pare că sunt prea distantă? Aș vrea puțin să schimbe chestia asta cu foarte multă treabă, foarte multă... Bă, ăsta minte, bă! Îți promit că de azi încolo lucrurile or să se schimbe. O să încerc să mă apropii mai mult de tine. Dacă tu ai impresia că sunt foarte rece, îți promit că nu o să mai fiu așa. Bă, asta minte, bă! Nu cred că tu ca băiat ai o bucată de brânză și cu o roșie în mână și zici lui Gajicta: a, vreau să schimbăm o leacă. Bă, stai bucuros, bă, că s-a jucat mai mult League of Legends, bă. Pe cuvântul meu se vede că voia să fie așa o leacă, mai știi, mai interesat. Haide, mă, baby. M-a afectat, nu vrei să... Că nu vrei să mai stăm împreună. Nu mai vreau, baby. Nu mai vreau, te rog. Bă, am crezut că e ceva mătuși, bă, să mori, n-am zis că e gagică. Da. Micul dejun a fost consumat rapid, fiindcă Dragoș are o reexaminare la... Bă, taci o leacă, s-o auzi pe femeia asta. Soară întârziere. Și lasă emoțiile. Da. Hai că te aștept să mergem la alergat. Da. Da. Hai că hai. Succes. Pa, pa. Bă, cine se pupă cu gagică pe obraz? Cum e domnul Dragoș la diferență? Să-și vadă și el după aia liniștire. Să ia măcar un 9 la diferență. Da. Măcar un 9. Și de la mine tot 9, domnul Dragoș. Bravo, domnul Dragoș, stați la bacul. Ia să vedem. Familiei Lupu. Hei, bună, ce da? Da, ți-am dat mesaj pe Facebook, o să vin. N-ai văzut mesajul? Măi, ce faci aici? Am venit la tine în vizită. Cum adică ai venit la mine în vizită? Ți-am dat mesaj pe Facebook, o să vin. Ce cu trollerul ăsta? Ce? Am zis să stau la tine o perioadă. Cum adică o perioadă? Măcar o săptămână, nu știu. O săptămână? Păi nu mai vreau să stau la hotel, că ultima oară când am stat mi s-a furat și bijuterie, chiar nu mai suport. Păi normal că nu știi nici că au grăbat Dana, de asta... Băi, eu n-am cum să te țin aici, tu știi foarte bine că aici stau cu Dragoș, mai stă și bunică. E, lasă-mă! Nu știu, hai să intrăm în casă să vorbim. Cum să intrăm în casă, mă, nici măcar nu-i acasă Dragoș? Lasă că Dragoș cred că e cea mai fericită acum, veri. Nu, dar sunt sigur că vi se întâmplă și voi așa cu gagica voastră. Stați cu gagica voastră liniștită și vine prietena ei. Păi vreau și eu să mai... Poate, măcar o săptămână la voi, știi? Ia că devine interesant. E la examen, nici n-am cum să dau de el, măi, Dana, cum o să-i spun? Dacă nici... În sora mea nu am încredere atunci în ce? Ai soră sau? E singura persoană la care am putut apela și tu ce faci? Îmi întorc spatele? Abia stau eu. O săptămână pe rău. Nu am cum o săptămână. Și plus de asta... Îmi pare rău. Trebuie să vorbesc cu el, măi. Vorbim împreună, vorbesc și eu. Îi spun care e situația și poate mă lasă să stau. Mai ales că sunt sora ta. Dana nu se lasă cu una cu două. Și cum sângele apă nu se face, sora cea mare cedează repede la insistențele mezime. Aoleo. Eileen este... Am dat aiurea. Discuțiile și explicațiile se mută de pe holul blocului în sufrageria familiei Lupu, unde cele două Doamna Lupu, a venit oaia. Tu stai plecat ani de zile și te trezești că vii tu. Păi tu mai acum. Taia, am vrut să te văd. Bine, oricum o să încercăm să luăm legătura cu mama astăzi și mâine dimineață poate te duc și la gară și pleci, da? Pentru că nu se poate, da? Vrei să te bag cu mine și cu Dragoș în pat? Unde vrei să te bag? Let's go! Nu ce frage, nicio problemă. Sau doar pe jos să-mi întind ceva, să dor. Păi să știi că pe jos o să dor, că aici nu am nicio problemă. Dacă nu te bag cu bunică sa. În acest timp, Aileen face o culeță iarbă sub privirea circumspectă a mamei sale. Asta este, stai să pun o leacă asta pe mut să pot să vorbesc. Că partea ta nu mă interesează, pe mine mă interesează cealaltă dramă. O să știu și eu, dacă mă uit la ceva serial turcesc sau la emisiune de mâncare, că văd că s-a dus o leacă, s-a schimbat subiectul de la mâncare, știi? Ia să vedem aici. Scăpat de stresul corigenței latină, Dragoș ajunge acasă. Era corigența latină. Surpriză. Sursum corda. Hei, nostra vecu. Ce mare ai crescut. Ce mare ai crescut. Bine, am fost la examen. În sfârșit. A fost bine. Foarte bine. Foarte bine. Care e problema? Ea, tocmai ce avem din Italia, a încercat să o sune pe mama, nu-i răspunde la telefon. Asta e în mintea lui Doamne, a venit la noi, vrea să stea câteva zile aici. Eu i-am explicat că n-are cum, că e și bunica, nu avem loc. Te rog, măcar o săptămână, vreau să mă petrec și eu timpul cu sora mea. Chiar n-am mai văzut-o de mult și mi-a fost dor. Da, voi nu erați certate? Am spus, da. M-am întors. S-a trezit ea acum că are niște sentimente și a adus aminte de ce. Asta nu știu ce se întâmplă, Meri. O ajuns în rai. Și eu am fost de tine.
Nu e chestia de asta. Chestia asta ne facem. Și tu te-ai schimbat, să știi. Mulțumesc. Chiar stă bine așa cum ești. Da, hai să lăsăm un pic discuția asta. Gata, gata, nu vă mai certați că vă rezolvăm mai la capăt. Bine, dragule, hai să dai gustarea, nu? Uite, da, ne luăm și uitați. Cineva trebuie să fie. Gata, gata, nu vă mai certați. Doamnelor, gata, doamnelor, nu vă mai certați. Rezolvăm, facem, găsim. Domnișoară, vă rog, opriți oamenii și eu de la curigență la latină. Nostra vecum tus cicitas. Mătăliți-o un pic, rezolvăm. Ia uitați aici ce bombastic side eyes. Uite, ia uite, a, bine, rău. Uitați-vă cum se uită, cum mă privești. Bă, uite de la gagică ta, bă, nemernicule. Bă, băiatule, ia uite cum se ia. Nici măcar pentru jumătate, nu are nevoie. Am adus special pentru voi. Dar nu vrem așa ceva. Hai că nu mi-accept cadou. Zii că nu vrei! Nu, nu ți accept cadou. Bun, și nici măcar pe tine nu te accept. Nici n-ai venit bine și deja am crezi numai probleme. De aceea am zis mânca și el o bomboană. Dar uite, mă, nu pot portocală. Nu mai pot portocală. Da, nu mai portocală, da. Păi și el trece numai din portocală? Da. Și-a lăsat așa jos. Mănâncă tu, fetiță, te rog frumos să-ți iei bomboanele de aici imediat. Dar mânca o bomboană, mânca și el. Vrei să mănânci bomboană? Ia-le, te rog. Nu vrei măcar una? Ispita. Mai bine prefer o felie de portocală. Hai că... Și să-i dăm 10 pentru o portocală? Nu. Nu, îi dăm 10 că... Cu a refuzat. Bravo. Bravo. 10! A, dar asta-i pus intenționat cum ar veni acolo? Dana a vrut să-l ducă cu zăhărelul pe Dragoș, dar uite că planul nu a reușit. Iar m-a speriat. Un cântec vesel să cântăm. Foarte vesel. Dacă asta e vesel, îți trece la povestea asta tristă, vezi că nu mai. Ia. Ok, te ocupi tu de cartofi, dacă ești, mă ocup eu de grătar. Da, da, da. Păi te-a pus tu de grătar, până mă duc eu să iau varza și mă întorc tocmai bine. Da. Da? Nu mai bine. Și am uitat de mișcare, mai am o oră. Și când trebuie să faci acum, după amiază? Da. Da, o fac facem? În casă, păi nu mai fac asta. Așa. Ia să vedem. Pare să fie vorba și în sufragerea familiei Lupu, dar de o cu totul altă natură. Chiar ai făcut și brațe? Da. Ești foarte schimbat. Am mai slăbit de atunci. Și stă bine, așa să știi. De când am așa. Vrei să te ajut? Păi, Dragoș, bag-o în seamă. What the fuck is going on? Nu! Nu se poate! Ioi! Da. Și în relația cu sora mea, ați mers mai departe sau? Nu cred că este treaba ta. Uai! Nu știu, întrebam și eu, sunt foarte curioasă. Uite, uiți, mă, când te ridici. Uneori cam așa. Recalcitrantă, nu știu. Adică ce vrei să spui? Știi că ea a avut o relație mai de mult cu un băiat Tudor și au avut o relație chiar perfectă. La ce mă uite? Fost ei, nu ți-a povestit despre el, nu? Absolut nimic? Nu. A avut o relație super ok, adică se înțelegeau foarte bine, de asta ba, vrea să îl fure. Te înțelegi bine cu ea, adică era mult mai implicată în relația lor, față de cum e în relația cu tine. Sincer, de la un timp am văzut și eu că este distantă față de mine. Și nu ți se pare așa un pic ciudat? Hai, nu ți-ți pare ciudat? Ia-mă pe mine, te rog, Dragoș. Ia-mă pe mine. Dragoș, te rog, arăți foarte bine și ai pus mulți mușchi. Te rog, Dragoș. Las-o, domne, în brânza măsii, stai acolo, faci un abdomen. Nu mai poți, domne, să faci un abdomen, că vin gagicile pe tine. Nu se poate, băi. Adică să te schimbi radical dintr-o dată. Da. Ba da. Ba da. Uite, uite, se ridică ochii, n-am uitat. Și-a zis că nu e nimic. Beau gurba. Dar știi că mi-a spus că Tudor i-a dat mesaj. Să vezi, bă, tai, tragi Tudor. Da, nu ți-a spus? Nu. Mă gândesc că poate ți-a spus, adică mă gândesc că vorbiți și voi, nu știu. Ma. Sper că nu. Vrea să-i despart. Ai aflat de la mine acum. Nu este ok, dar nu cred că ar face așa ceva. Vâleu. Adică relația noastră este bazată pe credere. Știi că Muța vinde zgârie rău. Muță, dar e iubita mea. Tu o cunoști bine pe ea? Băleu! Ți-ai sperat mâncarea din Italia, credeai că aici nu mai e da, mâncare? Da, că poate mânca și voi, dar văd că voi v-ați apucat o de... O veni cu pâinea din Italia. Ce să spune? O fă la Lidl, să la pâine din Italia. Și tu pe vreunul pe acolo, stea și pe tine de nevastă. Am fost cu un băiat, dar nu prea a mers așa relația. Păi cine stă cu tine? Și Tudor? Ce mai zice? Care Tudor? Vreau să știi tu. Bă, nu mai put! Nu mai aduce minte? Fată. Ești frate. Ți-am spus să-ți vezi de treaba ta acolo. Nu, am pus o întrebare așa. Ai mă gândeam ce face Tudor, nu știu. Dar cine e Tudor Beti? Da, cine e Tudor Beti?
Leti. Aici, aici. Ca să ne împăcăm și tu ce faci? Doamne. Tot la fel cu gura. Și l-a pus pe să speli vasele, veri, incredibil. Stai jos acolo, stai jos. Incredibil cum spală vasele astea. Ca să ni se dea nouă peste incredibil, nas cu pulul, cu nu știu ce, doamne. Ce e asta, domnule? Cu pâine prăjită, un spumant. Cu țipoar, cu ce e ăla? Așa trăiesc obrazele subțiri. Ce e, doamnă, reveniți cu ăla. Ok. Servește fata, am domnule. Am întrebat, ce vrei? Ce pervers e sorța. Dar mi se pare normal. Ia ce ai liniștită acolo și tași din gura aia. Eu vin acum să ne împăcăm și dacă tu îmi ce dacă-i vine o de aici, bă, veri, iertați-mă. Nu se poate, nu se poate. Eu nu le-am cu băuturile, știi? Dar ce, bă, veri, îi pune cumva șampanie în pahar de Coca-Cola, e nu se poate. Ia, domnule, paharul ăla din vitrina aia din sud, îi ținem toți degeaba, că avem pahari de aia, de numai l-ai invitat. E momentul să le folosește. Uite cu toară, puneți vergheta, domnule, aici, pe degetul ăsta, pe cealaltă mână, băi, nu se poate. Mai dădea și pe lângă aici, uite-o leacă, dă șampanie pe lângă, nu se poate. Eu pus pâine cu țăpar și o leacă din... șampanii pe ardi cu ăla, nu se poate, domnule. Alo. Nu este ușor să ai un iubi, mai ales iubi? Unul care pune unt în tavă și o azvârle în cuptor. Va! Vezi, mă, iubitule, că nu trebuia să pui unt. Ți-am spus să fii atent când îți dau, când îți dau rețetele astea, să fii atent exact. Ți-am și spus că nu trebuie unt. O să luăm foc acum cu dieta ta, cu tot. Nu luăm niciun foc! Gata! Că păi tu mi-ai zis să pui unt. Nu luăm niciun foc! Și uite-te și cu ai umplut toată casa de fum, ai umplut. Și se scoate fumul. Da, scos tu fumul din haine și din tot. Bă, le-o închideți ăsta la bucătărie. E bun? Bă, gata, vine și mine să mă cem, vine să mă certe. Mă duc și eu la ăștia să mănânc și eu ceva? Da, mă, că m-ai umplut de lep și nu mai știu ce trebuie să fac aici. Am apucat eu să fac cumva cartofi acum la cuptor, să fac aici mai ce să faci tu? Pâine, frate, ce? Bă, dar dacă se întoarce asta de aici așa, un rupercat de asta așa, pă, terminați, ești prost, îi zboară la asta toate genii de față, ești prost. Fii mai atent, te rog frumos când iei rețete. Bă, m-am enervat și eu. Trebuia tu să le faci, nu? Bă, ce m-am enervat, ești prost, m-am simt nervos. Ce să mai, băi. Scape de energie băleu negativă acumulată, Dragoș se adâncește în studiul și aprofundarea mișcării de dans. Ce se întâmplă, băi? Fanele sunt înnebunite. Băi, ce se întâmplă? Până și specialiștii noștri sunt convinși de aplombul adolescentului. Eu dau. Dai seama ce cringe a fost. Și eu. Țin pumnii. Go, Dragoș, go! Aleu, bă, nu mai mințâți, mă. Du-te, Dragoș, du-te. Du-te cu domnul, eu mă duc cu doamnele. Și ia. Linia notomare. Se pare că și Dragoș a făcut o impresie bună și merită un premiu special. Băi! Iubire! Am scăpat cu mine! Of! Nu ești așa. Bă, nu cred că e serial așa ceva. E ok. Vezi că ai tricou acolo pe pat, da? Du-și altă să se schimbe! Auzi, vezi că mă duc și eu până la baie. Tot și Dana răspunzând prompt la chemarea naturii. Uite, vezi, asta trebuie să facă sora, dar cum ea e mereu așa nervoasă, țipă, face ca toate alea, ea nu e ca. Bă, nu cred. Cred că tu ești oricum mai bună ca sorta. Bă, dar ce faceți aici? Eu l-aș da să schimbe tricou, dacă tu nu ești în seară să... Cum să-i zici că ești mai bună? Că te duci la baie. Păi am făcut-o, dacă am văzut că a dat apă pe el, am zis să... Dragoș, ce înseamnă asta? Ce să însemne? Dragoș, asta merit eu? Dar te întreb eu pe tine, asta merit eu. Nu mai pot, nu mai pot. Ce să mai zici? Ce? Faza cu tot Tudor? Doar, ce faza bă, cu Tudor? Ai luat-o razna tu? Cu soră mea? Un tricou ud, o soră cu inimă mare și multe posibilități. Gata, s-a despărțit. Rețeta pentru dezastru. S-a despărțit. Sau ca nenorocită în bucătărie, o reșit ca să-ți fac ție dietele tale. Ma. Să dai șuncile astea jos. Și pentru ce? Pentru ce? Ca la final tot eu să sufăr? Mai încep cu tonul că nu stai numai tu în blocul ăsta. Uite că stau numai eu. Stai liniște că plec și rămâneți voi în liniște. Mai bine decât să auzi bine de fiecare zi. Da. Lasă că o să rămâne. I mean it's a win-win. În comun trădarea și ceapa tăiată. I mean it's a win-win. Mamă, Dana, poți să mă ajuți tu să-mi schimb tricoul ăsta? Uite, eu chiar nu pot. Oh my god, Dana. Dana, când mai... Dana, ești mai bună decât soare ta. Dana, vezi că n-am dat apă doar pe tricou. Se pare că am dat și pe pantaloni. Oh my god, Dana. Concluzia pe care o trag eu este o întrebare. Și anume, mă uit la o emisiune de gătit sau mă uit la începutul unui film pentru adulți? Cu tot respectul. Se poate, mă, să asude pe tricou asta, se duce la baie, se duce, el schimbă de tricou jos.
O lasă la abdomen, îi pune mâna pe mușchi. Și după vine asta, vezi, bă, ce creai spre el, zici că arată bine. După zici, ce ai, bă, ce dai șuncile astea jos, vei, nu vezi că ești un porc. Tu te veni la măta din mami fercele, ești un rinocer, nu vezi ce scoți, ești tai porcul. Puh, doamne, că te tai la Crăciun, pleacă, rămâi cu sora, eu am plecat, am plecat. Ia, noștri, a, în acest cu timp, la gustarea a, de seară. Ce se face? Ce s-a întâmplat? Un ananas? Și m-a ajuns la ananas, că... Păi nu știu să curăț ananas. Aoleu. Păi nu te-ai dat tu mare și tare că ești bună gospodină, că... Nu știu să-l tai, n-am... Deci chiar nu știu. A, și bă, atunci de ce te-ai zis mare că poți să-mi dai afecțiune când tu nici măcar nu poți să mă ajuți măcar într-o bucătărie? A, da? Bine. În mod evident, între ananas și afecțiune este o legătură puternică și directă, dar știți cum sunt adolescenții din ziua de astăzi. Uite așa, te-ai trebuit cu una, mă la plâns. Nu, se fac, nu, nu, nu. A, da? Bine. Deci dacă nu uităm la Dragoș, putem spune că și-a luat un 3-0, o rămas fără femei și fără mâncare și fără amantă. Bine, Dragoș. Suntem oare cei mai buni la emisiuni de asta? Cringe așa suntem? Sau mai sunt alte țări peste noi care au emisiuni și mai cringe? Cam ăsta episodul, vorbesc eu cu baticul mama aia. N-am niciun drept să comentez, veri, am încercat eu ieri să fac ceva, știi, că am zis să fac eu mai helcășom, așa, știi? Am zis, mamă, vezi, o să-i placă jugacic, mea, că-i fac eu așa, să pară frumos, știi, veri, am început așa, știi, că am zis, și-o ieșit așa. Asta o ieși, veri. No, no, no. În capul meu arăta foarte bine și în final am mâncat așa, brânză carbonizată. La foame merge, n-am să zic. Dar măcar eu față de asta am rămas cu femeia, frate. După ce am gătit așa cea, măcar eu am rămas. Ăsta nu te-o iubi, veri, nici una, nici alta, veri. Ai dat vrabia din mână, picioarea de pe gard, veri. Urât, urât, Dragoș, urât, nu mai vreau să. Mulțumesc că m-ați urmărit, dacă mai sunt clipuri dați-mi mereu tag pe TikTok, pe Instagram, unde aveți voi în comentarii, că eu le mai citesc, puteți să-mi trimiteți mesaje ca să mai reacționăm. Aștept și pe canalul de gaming, am început seria Minecraft Țăranii, eu cu fratele meu, o serie foarte, foarte ce trebuie, unde murim din nervi, eu mor din nervi și el e prea prost. Ce să vă mai zic, ca de fiecare dată, beți apă multă, faceți formul și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat! Bum, bum.